Astăzi ne uităm la legenda lui The Hookman, adică legenda omului cârlig. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la o nouă reacție, ceva mai specială la mine pe canal, băieți și fete, deoarece astăzi vom reacționa la legenda urbană a omului cârlig, fraților, adică legenda lui Hookman, băieți și fete. Mai exact, vom reacționa la videoclipul ăsta care o să ne explice în detaliu care-i treaba cu această legendă urbană și unde apare The Hookman, și după ne vom uita și la un mini film horror de 3 minute cu acest personaj, adică o să fie un videoclip foarte interesant și horror. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, fraților, și să vedem care e treaba cu legenda lui The Hookman și de unde are originile, unde s-a auzit prima dată de The Hookman. Hai să vedem. Omul cârlig, ai legătura. Hai să vedem, let's go, fraților. The Hookman. Deci băiatul ăsta, o să vedeți, o să ne povestească, o să ne zică povestea acestui personaj. Let's go. The legend of the Hookman goes a little something like this. Așa începe legenda lui The Hookman. Ok. Ok, deși că într-o noapte un cuplu de niște tineri se gândesc că vor să aibă așa puțin timp împreună, așa că pleacă din oraș și ajung la Lover's Lane, o locație care se numește Lover's Lane, bănuiesc că ceva a îndrăgostiților, un loc unde se știe că acolo merg tinerii îndrăgostiți, gen ca să aibă timp pentru ei. Și că este seară și totuși față este destul de creepy afară, pentru că deja, cum îi zice, este, nu mai există lumina lunii, gen, ba nu, singura lumină este lumina lunii și ai vai de capul ei, și pe lângă asta este și foarte mult vânt și îți dă așa un aer de film horror. Mamă! Mamă, fraților, fiți atenți. Deci ei, fraților, erau în mașină și cică fata aude ceva scârțit afară de la mașină, că cică cineva le zgârie mașina, gen, adică omul cârlig cu cârligul, fraților. Însă el, de fapt, zice că nu este nimica și că probabil sunt doar crengile copacilor de lângă și pornește și puțină muzică ca să o calmeze pe fată. Băi, băiatul n-avea de unde să-i știe, dar na, nu se aștepta să fie asta. Și că ei acolo se distrează și după se oprește muzica, fraților. Bro. Bro, deși că se oprește, fraților, fiți atenți. Se oprește muzica și după este un buletin de știri de urgență. Știți, fraților, când e buletin de știri de urgență, de se oprește orice și vine buletinul. Căci că lângă, într-o zonă care e lângă Lover's Lane, unde sunt băieții ăștia, este vorba despre un criminal din serie, un criminal în serie care a evadat, fraților, de la o instituție de lângă. Cică și când i s-a făcut descrierea acestui criminal, se spune că îi lipsește mâna dreaptă și loc de mâna dreaptă, ca și pirații, fraților, are un cârlig. Cine vede omul ăsta trebuie să sune la poliție, pentru că se știe că e foarte periculos. Ok, fraților, și după băiatul ăsta a început și el, a început, nu mai era puțin panicată de, cum îi zice, a zis că fraților că cineva le-a zgâriat mașina, dar acum și el a devenit să fie foarte paranoic și o zis că băi, hai să mergem acasă, gen, și o condus-o pe gacică să acasă, nu mai erau la Lover's Lane. Oh! Hopa, fraților, fiți atenți, deși că au ajuns, au plecat de la Lover's Lane de acolo și s-au dus acasă la ea și odată ce iese de acolo face o descoperire șocantă. Mamă, fraților, holy shit! Și pe, cum îi zice, mânerul de la mașină este un cârlig gigantic atârnat.
Și genul ăla de cârlig care se pune pe mână. It had been ganked off of the escapee as they were driving away. Now knowing the true source of the scraping noise heard earlier, the couple is left in shock at the thought of what might have happened to them if they had stayed in the woods even a few minutes longer. Oh my god, fraților, și după ei și-au dat seama, gen, de ce au auzit acel scârțâit și s-au gândit că, băi, ce s-ar mai fi întâmplat dacă am mai fi stat acolo. Now, there are many variations of this legend, usually with either the boyfriend or the girlfriend or both ending up hurt or dead by the end. Ah, deși există mai multe variante acestei legende urbane, e tot aceeași chestie că se duc îndrăgostiții cu mașina, cum nu știu ce, și vine cineva, însă în unele și moare cineva, gen, ori moare iubit, ori moare iubitul. Why has the story become so ingrained and retold over the decades? Însă întrebarea este de ce povestea a fost așa de, cum îi zice, fraților, așa de reînflorită, practic. Însă există și mai multe forme prin care poți zice această poveste. Hopa, deși că Candyman este tot o relatare a lui Hookman. Ok. I Know What You Did Last Summer. Mamă, și are, deci acum, fraților, dăm mai multe exemple de cărți și de filme care, na, relatează tot aceeași poveste, însă într-un alt format. Ok. Însă și că de fiecare dată, fraților, este vorba despre niște tineri care fac niște chestii gen irresponsabile, gen se îmbată sau ceva de genul și vine omul cu cărlic și omoară sau ceva de genul, știi ce zic? Halloween, Friday the 13th. Da, fraților, gen, și ideea e că, na, băiatul ăsta zice că legenda asta și alte sunt folosite speciale. Știți, fraților, că, bă, ideea întotdeauna, fraților, în filmele horror astea populare, mai ales în Scream, dacă v-ați uitat, acțiunea de final în care mor cel mai mult se petrece la o petrecere, știi, că, na, acolo sunt tinerii care beau alcool, care se distrează și, băi, nu e bine să faci asta, vine și te moară criminalul. Ok, băi, e o chestie foarte... nașpa, dacă stați să vă întrebați pe mine, și foarte idiotă, gen, că nu te omoară nimeni, nu vine niciun criminal să-ți ia gâtul, dar ai făcută să sperie adolescenții, practic, cam asta. Nu știu cine-i speriat așa de mult încât să se gândească că vine cineva să ia gâtul cu cârligul, doar probabil există persoane care sunt speriate, că de-aia e atât de populară, practic. Mamă, și acum a zis că s-ar putea, gen, practic este o poveste inventată ca să sperie adolescenții, nu? Și face, nu, nu e. Și hopa, fiți atenți, fraților, că acum ne zice ceva. Și că în primăvara lui 1946, mamă, deși că într-un oraș, fraților, din Texas, ați văzut acolo, în acea primăvară au fost 8 oameni atacați, din care 5 oameni au fost omorâți de către The Phantom Killer. Unlike the hook man, the Phantom Killer didn't have a hook or anything like that. In fact, he used a 32 caliber firearm. Bro, și că și ăsta omora adolescenți, dar îi împușca. Și că de aici gen s-a luat totul, gen, știi, ăsta criminalul care pedepsește adolescenți. E o prostie, fraților. Well, it can't be proven. Folklorists trace the origin of the Hookman legend to around the early 1950s. Not long after these murders, but long enough for the story to have been retold and just... Da, și de atunci, fraților, s-a tot zis povestea asta și s-au făcut mai multe filme horror și mai multe personaje. Băi, interesant, nu știam perspectiva asta. Nu știam, acum mi-am dat seama, fraților, că în general, băi, cam asta e treaba la ăștia criminali ăștia din serie, știi, ăștia de-i vedeți în filme ca și în Scream, omoară adolescenți la petreceri, știi ce zic? Da, și să sperie copiii să iasă noaptea din casă. Și asta. Și până la urmă, fraților, Hookman este doar o legendă. Ok, și aici se termină.
Hai să mergem, fraților, la filmul horror. Bun, frați și surori, am schimbat aici și ne aflăm la Hookman Short Horror Film, care este un horror film care a fost postat acum 2 ore, băieți și fete, că și de-aia fac videoclipul ăsta. Și hai să vedem mai exact cum se petrece toată acțiunea. Deci vedeți că aici este o mașină în care bănesc că sunt doi adolescenți, nu? Si? Ok, frate, deci sunt aici doi adolescenți. Am zis că Griffith o să fie gol. Adică, nu știu, părbăresc că e o locație. Asta este foarte drăguț. Ok. Actually, asta este perfect. Spune. Tu ești perfectă. Și acum se aude. Ok, cică, se duce să se pișe, fraților. Și se duce să-l omoară criminalul cu cărligul. S-a dus să se pișe, săracul. Ok, și-o lasă pe asta singură în mașină. Opa, oi, frate, și vine alerta aia de care s-a zis. Opa, deci aici este un pacient care a evadat. Un pacient periculos, probabil a evadat de la spitalul de nebuni. Ci că a fost ultima dată văzut armat cu un cârlig. La Griffith Park a fost văzut ultima dată. Fix unde sunt ei, frate, și când a început a zis că Griffith e gol. Cică și poliția zice să stea înăuntru toți rezidenții din zona aia și să neapărat să, cum îi zice, să încuie toate ușile și ferestrele. Mamă, frate, deci ea s-a panicat pe bune. Mamă, băi, se uită cineva la ea dintr-un Fisher, fraților! Nu-i bine ce se întâmplă. Jesus, sora mea, te-ai dus. Sora mea, trebuie să faci ceva. Mamă, e cineva acolo sau e gagicăsu? E cineva, frate, sau e gagicăsu? E gagicăsu, nu? Eram sigur. Grăbește-te! Ce s-a întâmplat? Trebuie să plecăm. Doar am ajuns aici. Bro, s-a auzit scârțitul. Ce-a fost aia? Trebuie să plecăm neapărat. O să mă duc să văd care-i treaba. Frățiorul, nu! Cică, nu, du-mă acasă chiar acum. Ok. Plecăm. Bun. Bun, hai că frățiorul e bine, bun. Bun, frățiorul. Ia uite-l, bro, că era aici, man. Oh my god. Uite-te la el ciudatul, bro. Și acum vede cârligul, fraților, ca în legendă. Îmi spui despre care a fost treaba cu toată chestia asta. Ok, asta nu o crede, fraților. I-a zis exact ce s-a întâmplat, gen, că a fost un buletin de știri care a zis că este un om nebun cu un cărlig. Nu o crede, fraților. Și acum vede asta. V-am zis, fraților! Jesus, bro. Cârligul era acolo. Și aici s-a terminat, băieți și fete. Bun, asta a fost legenda omului cârlig, adică legenda lui The Hookman. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade de genul cu legende urbane, scrieți la comentarii. Eu am fost Marusian cu Vampa pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa!